Mai multe detalii are colega mea de la TVR Moldova, Angelina Ungureanu. Cei 7 suspecți au fost plasați în arest preventiv în penitenciarul numărul 13 din municipiul Chișinău. Aceștia au fost aduși de dimineață în fața magistraților de către mascații de la Inspectoratul Național de Investigații. Unii dintre aceștia recunosc că sunt din Republica Moldova și nu își recunosc vina. Procurorul de caz a cerut ca suspecții să fie plasați în arest preventiv, motivând că există pericol ca aceștia să se eschiveze de la urmărirea penală și să fugă din Republica Moldova. De asemenea, procurorul de caz anunță că, deși aceștia nu își recunosc vina, majoritatea colaborează cu anchetatorii. Procurorul de caz mai spune că suspecții ar fi fost coordonați de către un agent al serviciilor speciale dintr-o țară străină, fără a oferi mai multe detalii. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a spus însă sâmbătă că ar fi vorba despre o persoană din Federația Rusă. Amintim că autoritățile au destructurat sâmbătă o grupare criminală care urmau să creeze destabilizări în masă la protestul de duminică organizat de partidul politic Șor din centrul Chișinăului. Au fost documentate 25 de persoane, însă au fost reținute doar 7, presupuși lideri ai grupărilor criminale. Aceștia erau coordonați de către o persoană din Federația Rusă și fiecare participant urma să primească până la 10.000 de dolari. Codul penal prevede pentru destabilizări în masă o pedeapsă de până la 8 ani de pușcărie.